Anul trecut s-au născut la Iași 8.110 copii, care, dintre care 4.070 au fost fetițe, conform unui raport al Direcției Locale de Evidență a Populației. În luna iulie s-au născut cei mai mulți copii, 785 de cazuri, iar în aprilie cei mai puțini, 551 de cazuri. În 75% dintre cazuri, părinții au decis să atribuie două prenume la naștere. În funcție de perioada în care s-au născut copiii, părinții tradiționale au atribuit prenume de sfinți. În topul prenumelor tradiționale, Maria și Andrei au fost alese cele mai des de către părinți. Nicolas, Eric, Sara, Rebecca au fost alese cele mai des în topul prenumelor străine. Au fost și cazuri în care părinții s-au inspirat din telenovele, lumea fotbalului și chiar din lumea mondenă. Sunt copii cu prenumele Neymar, Ezra, Cataleia sau Adonis.